Deci, Dumnezeu a dat cu un trăsnet minunat pe pământ. Niște colegi de mei mi-au zis că Fai Gang au postat piesă nouă. Am căutat cum se numește, am căutat Fai Gang, am găsit cont de YouTube Fai Gang. Oh my God! Și am zis eu că o să fac o reacție la chestia asta. Că mi s-a părut foarte ok. Mi s-a părut interesantă. Sunt răcit de mor. Cred că am zis un episodul cu Creative Distraction și în ăla cu Brawl Stars. Că sunt răcit de mor. Ok, lume. Hai mai bine, tăcem și să reacționăm. Da, cine-i Ted was Quick ăsta? Că vreau să fac și o colaborare cu Quick. Quick, dacă vezi aici reacție, trece aici, că am ceva de făcut. Îți dau 7 milioane, bro. Trece aici. Sos! În cantități industriale! Vedem că domnul Shelly, în ziua de azi, pentru un cântec stupid, și-a făcut freza mult mai nașpa. Și uitați-vă cum ce cadru l-am prins pe Pain. Zici că e o vrăjitoare care vrea să-și aduce părul pe geam. Femeia ta îmi dă coare. Nu prea e logică, dar a zis boss. Din nou. A zis boss, a zis boss, like a boss. Like a boss, ia uite. Pe domnul Shelly cu rau, cu tricou cu rau și cu cel mai nașpa training sau ce geacă e aia. Aduc zahăr cu busare. Eu și echipa mea am ieșit la vânătoare. Aici cred că vrea să facă și un dab. Și într-un fel să facă și efectul cu trasul. Și n-aș fi cum să o fac, așa că a făcut ambele. În cantități industriale, femeia ta îmi dă târcoare, aduc zahăr cu busare. Oh my God, dă și mie niște zahăr, că am rămas fără și mie lene să merg până la 2 pași. Și echipa mea am ieșit la vânătoare, dau șut, bară, gol, 1-0, Gică Hagi. Gică Hagi nu s-a lăsat de fotbal. Club ochii pe mine, paparazzi, totul magic. Am chemat-o la hotel și Uber-ul i-a dat cancer. A dormit studentă și s-a trezit influent. Nu cred că mă puteți vedea, dar acum sunt șocat. Deci s-a culcat studentă. Adică să ne gândim la Bia cum s-a culcat studentă și s-a trezit influencer. De borseta aia cu Gucci. Că vreau și eu să-mi cumpăr una. Am auzit să mergi. Noi pe YouTube apasă pe ele, nu? Că știu piesa aia singura acasă, nu? Ce ziceam? O să spun acum apasă pe rec. Apasă pe rec. Cu sora mea pe trec. Cu sora mea pe trec. Nu sunt dicționar, dar eu cred că se spune cu sora, nu cu sorul, da. Ăștia dau cu hate aseara, am încasat un cec. Ies pe balcon să mănânc salata Caesar. Am văzut. Doamne, de ce? Doamne, începe să mă enerveze ca mie ăsta, frate. Deci vreau și salata Caesar. Deci vreau și o ciză de asta. Pentru că e foarte gustoasă din ce am văzut pe net. Acum am un pufuleț ca să nu fiu așa enervat. Bun. Deci, primul rând, dai și un balcon și am un balcon foarte mare. Dar mănânc salată Caesar. Caesar de asta, frate, e foarte bună. Laudă-te. Dacă mă tușesc eu, înseamnă că sunt foarte bolnav. Am zis asta și în episodul, cred că m-am zis asta odată, dar am zis și în episodul Creative și la Brawl Stars, deci da, sunt mega răcit. Ok, să continuăm. Jos în piață, la Pariză, să vezi. În piață știu că se vând doar legume, în piețile alea mai de sărași se vinde și Parizul, dar foarte prost.
urmează anul ăsta. A fost doar teaser, te-am mirosit. Ești un șarpe, te-am trecut pe listă. Deci am făcut o listă specială. Știi ce, nu contează. La băieții, am dat foc la internet. Oh my god! Ați văzut și voi. Uitați-vă la pen ce implicat e. Uite cum duce ăla, dar uitați-vă și voi. E jumătate cât ăla, deci frate. Ești pen, de ce e jumătate cât un extintor? Că dacă pui două extintoare, te rup alea. Uită-te și tu la exploit, ce sexy fuge. Uitați-vă la exploit ce implicate și cum... Uitați-vă la pen, el... Bă, ceva gen, cred că a fost faza asta. Băieți, eu nu pot să duc ăsta, frate, n-am cum. Bine, mă, spunem de la curotile. Da. Cred că așa a fost faza asta. Oricum. Și știți ce am mai observat? Că pe poate în mai zilele alea. Adică hai să facem un meme acum. Sper că ai și bun mimo. Hai să continuăm. Aole, de să înțeleg că Gamioz mă face sărac. A, frate, că și-o am lift. Și-o urc cu liftul. Oh my god! Ce bine sună asta! Crispy aripioare bagă... Deci la versul ăsta niciodată nu m-am gândit la o piesă dedicată pentru sos. Un like meriți, Gamioz. Așa, stai să dăm like, hai să nu fim cateric. În cantități industriale, femeia ta îmi dă târcoare. A, da, și lumea, trebuie să vă zic ceva. Da, a fost postată pe canalul Shelly, pentru că trebuie să vă spun ceva. Teaserele, vor fi postate mereu pe... canalul lui Five Gang. Adică dacă căutăm acum în loc de sos Five Gang 5 Gang, o să le... Uite lume, s-a făcut și de asta. E scântăreți în momentul de față. Nici YouTuber nu mai sunt, că scântăreți. Deci dacă căutăm Five Gang, ia uitați Five Gang, uitați, Five Gang are un canal de YouTube și sper că vă abonați la el. A făcut deja 100.000 de abonați. Păi dacă o țin tot așa, fac milionul, frate. Hai să continuăm. Da, și nu uitați să vă abonați la Ace Vladon. Îți mulțumesc că ne-ai amintit, domnule Ace Vladon, postând acest minunat videoclip. Hai să continuăm cu sensul ăsta. Ca de obicei refrenul lui domnul Shelly Andrei Shelau. Like a boss. Uitați-vă la Shelly. Ia uitați-vă la Shelly. Deci când a zis... Ia uitați-vă la... Bă, stai, Shelly. Deci stai să înțeleg ceva. Dacă... Ăștia-și 5 aici, nu? N-am înțeles ceva. Ăsta-i Shelly cu gluga. Asta-i de el, ăsta-i Pain. Doamne... Deci asta e ideea, asta e exploit, asta e pain. Și asta cu casca, cine, frate? Nu-i Gami ăla. Oh my god, și asta sună genial. Five Gang s-a trecut pe însuși. Deci acum chiar îmi place foarte mult Five Gang. Piesa asta mi se pare genială.
Dar ce a zis? După ce nu mă flintestil. Pain, de când joci Minecraft? Wow! Țin competiția șoc, pe gagică ta la bloc, ăștia fur... Bă, nu știu ce să zic la chestia asta. Stop. Pune-l pe la loc. Oh my god! Ia uitați-vă. Gândiți-vă la poza asta cu Shelly. Deci fix la asta mă gândeam acum. Live-urile cu Magda. Să ne gândim ca cei peretele din casă lui și ce e Magda. Cum ar arăta asta? Nu mă înjura Shelly, please. Pune-l pe la loc. Mai puțin succesul garantat aduce acel extintor. Da, toți, muncă și te-ai ridicat. Pe zonă și pe treabă concentrat. Care și arat, banii fac topul sparg. Uneori. Mă uitam la... Ia uitați, sult, zici că scuipă pe cineva, zici că e lamă, pei, nu fi lamă. Și a zis o consult, pe doctore Pain, ce faci? De ce bine mi-e diga acum drachea asta? Și strică complet vibe-ul de la Five Gang, adică a fost aia, faza aia cu... nu mă fli, nu mă joc chestia aia. Și aia cu crispy aripioare, bagă sos la pachet. Mi-a plăcut mult aia. Și vine de ea. Mai bine data viitoare băgați în slow motion, părerea mea sinceră. Dăm un banger, dăm YouTube-ul jos. Eu sunt șefa din game, ascultă tot. Deja m-am scut. Cataria, îmi cer mii de scuze pentru ce am spus de tine. Nu mai am nicio părere rea. Îmi cer mii de scuze. Pa păreri rele despre Diacon Drache. Sper să fii ca Pain data viitoare. Ca Pain în cânte cu DM. Adică să zic că repede Diacon Drache. Nu mă vezi o lună, o vii o lună. Iată că știți voi despre ce zic. Urcăm în views, ăștia sunt morți. Tu nu da dis, că n-are rost. Și ne știi piesa pe de rost. Logică vă știți pe... De fapt nu vă știți pe de rost. Nu vă știți pe de rost. Vă nu știți pe de rost. De ce? Pentru că nu știți piesa pe de rost. Pentru că întâi o cântați la un microfon și de asta e de așa bine. După ce o cântați la un microfon, o faceți muzică pe o aplicație special de asta. După îl puneți pe Quick să editeze cântecul, să aveți vocea. Și după mergeți la Global Studio să faceți cadrele. Și puneți cadrele și cu piesa pe fundal. Cine știe? Că așa e procedeul de muzică. Așa fac și eu. Deci, dar... SMS de la Alvarez, 1000 DM-uri și nu le vezi. Se schimbă vibe-ul oriunde merg. Oh my god! Doamne, mi se pare să o dia asta se face din ce mai palidă, mai moartă, frate. Într-o piesă că în piesele sau în părții e când se uită la cadru. De ce am părerea asta? Nu știu. Vasco, ce ai cu săraca fată? Sau... Nu, nu se poate. Alvarez. Schimbă vibe-ul. Bine, aici mi-e foarte frică. Nu sunt implicat în chestia asta. Hai să continuăm. Am venit cu sosul, șefa din gang. Sos, în cantități industria. Era șmecher ca la Taki Taki. În loc de o nuză abusă. Cred că am curcat cântărețul, dar în loc de ăla să câte... Selena, mai bine cânta în locul lui Shelly Dia, nu? Boss, femeia ta îmi dă târcoare. Boss,
Stai, nu, nu sună bine la Dia, pentru că spune direct boss. Gagică tam de târcoare, adică eu sunt o gagică, deci ar veni gay. Oh my god, cum a zis, zici că era ăsta Antonio Pican. Aici, cum spunea, au cântat piesa. După, au mers la Quick să o editeze. După au direcționat înspre Shady, care el a făcut cadrele. După au mers la Video Production, ajutați de Loops Production, producător Constantinescu Robert, adică el a făcut vocile lor așa șmechere. Coordonator Radu Lupu, tipul la care a făcut la teaser, nu mai știu, stai, nu-i teaser, ăla sau ce? Da, cred că la teaser apără. Bine, negruțul ăla, știți voi, D.O.P., nu știu cine tipul ăla, montaj, nu știu că-l face Shane. Colorizare Shopee. Știu că ei merg bala, deci merg la Global Records. Fac cadrele alea și ăsta Shopee le face. Gen cu fundalul ăla, știți faza aia cu mașina. Special cine sunt ăștia? Ștefan 27 Andrei. Ah, cred că le-a arătat la toți ăștia Instagram. Nici la mine. Uite cadrul ăsta cu mașina, stați așa că îmi amintesc eu o parte cu cadrul. Uite, să zicem, stați, cadrul ăsta. Nu e fundalul lor așa, au un fundal alb, oricum, cred că ați înțeles ideea. Deci, da, lume, eu am fost Mihai Gabriel, astăzi e o nebunie, că fac 3 episoade. E o nebunie completă. Vreau să văd cum a ieșit mimul ăla, dacă a ieșit bine, îl bag, dacă n-a ieșit bine, îl bag, deci da. Eu am fost Mihai Gabriel, de data viitoare, Crăciun fericit la toți. Sărbători fericite, să vă petreceți timpul în familie. Pa, pa.